încerc să vă povestesc pe scurt povestea a doi pui de tigru numiți Nimigra și Aligru. În jungla fără sfârșit și fără început, la un cap al ei și la celălalt, s-au născut doi pui frumoși, doi pui de tigru numiți Nimigra și Aligru. Nimigra avea dungi negre și aurii ca o acadea. Aligru, dragi copii, avea astfel de dungi numai de-a lungul cozii lungi. Încolo, cum să vă spun, era mai degrabă brun. Se recomandaseră cum se cuvine. Mă numesc Aligru, mă numesc Nimigra, îmi pare bine. Nimigra avea o voce mai subțire și un ușor defect de vorbire, cum se va vedea îndată din conversația alăturată. Aligru îi spuse: mă bucur nespus că am reușit să te cunosc mai sus, dar asta e un fleac pentru un tigru. Mersigru, încă o dată, de mii de ori, mersigru. Conversație generală. Ai văzut vreodată pantera neagră? Am văzut-o cum aleagră, chiar alaltă e seagră. După cum vedeți, Nimigra vorbește într-un fel cam ciudat. Pe mâine, spuse atunci Aligru. La revedere, mi s-a făcut frigru. Și s-au întâlnit a doua zi la un iar maroc, care în ziua 43-a din luna a 16-a avea loc în junglă, tocmai la mijloc. Trebuie să vă spun că, în timp ce Aligru se uita la zebrele călușei și la sutele de culori strălucitoare ale acestui bâlci, la un moment dat Nimigra dispare. Ultima oară fusese văzută lângă un contrabas. Dar și contrabasul și Nimigra dispăruseră. Și cum e greu de crezut că Nimigra furase contrabasul, e mai degrabă de crezut că el, contrabasul, o furase pe Nimigra. Ce se întâmplase? O maimuță mare se ascunsese nu din întâmplare în contrabas și a stat la pândă până Nimigra i-a căzut în mână, adică în laba ei păroasă, și a dus-o apoi la ea acasă, la puii ei care îi ceruseră să vie de la iarmaroc măcar cu o jucărie. Iată, Nimigra, câte nu înghite de la 6 maimuțici dezlănțuite. Pe maimuțica întâi o cheamă Pix, pe maimuțica doi o cheamă Kix, pe maimuțica 3 o cheamă Kiki, pe maimuțica 4 o cheamă Piki, pe maimuțica 5 o cheamă Puca, pe maimuțica 6 o cheamă Cuca. Ele se joacă chipurile cu Nimigra, de fapt o chinuie și o trag de coadă și o mușcă și ea strigă: mie tigroază, mie tigroază, dacă aș fi rămas lângă Aligru, nu mi s-ar fi întâmplat Nimigru. Și plânge toată noaptea. Și când mă vine dimineața, când Cuca și cu sora ei Puca Năuca o scot cu țipete din cușcă și iar o dau de-a dura și o mușcă cu Pix și cu Kix și cu Piki cu Kiki sub ochii înduioșați ai mămicii. Între timp, Aligru fuge să-și caute prietena prin junglă și nimerește într-o mlaștină care e gata să-l soarbă. În clipa aceea, însă, pe o insuliță plutitoare, cineva îl salvează. Cineva? O ființă care nu părea să fie cu putință. Avea un cap de bufniță, coarne de vacă, un trup de șarpe cu coada prosacă, două labe de cangur, două labe de leu și în toate n-avea niciun Dumnezeu. Tihania a început să vorbească cu o voce șoricească-păsărească. Un copil jucându-se cu cuburile lui, un copil cam prostănac, al nu știu cui. După cum se vede, nu m-a nimerit, iar eu mă numesc animalul greșit. Pentru că mă mișc anapoda la orice treabă, aștept de mult să-mi pice în labă o slugă vrednică și ascultătoare care să facă muncile următoare: să-mi ascută coarnele, să-mi scarpine blana, să-mi sufle în pene, să-mi prepare hrana, să-mi lustruiască solzii și să-mi spună anecdote în fiecare noapte cu lună. Aligru n-a mai zis nimica și până una alta s-a învoit să slugărească la animalul greșit. Nimica între timp a reușit să scape de maimuțe. Cum? Printr-un papagal, papagalul care se numește Partipri, Partipri, singura pasăre care poate vorbi și care, cu o viclenie a lui, scoțându-și o pană verde și vopsind-o pe Nimigra în verde și așezând-o pe Nimigra pe iarba verde, maimuțicile nu au mai văzut-o, că era verde pe verde. Și în felul ăsta Nimigra a scăpat. A scăpat și Aligru între timp. Cum credeți că a scăpat de animalul greșit? Când i-a spus odată în față că e urât și că este o urâciune și o spurcăciune și i-a spus: mai bine mor decât a mă supune. Și atunci când animalul și-a dat seama că i-a spus cineva adevărul în față, a început să plângă și să se tânguie și între timp pe mal au venit animalele din care el furase câte un mădular și câte o bucățică. A venit capul de bufniță, a venit coada de șarpe, a venit un cangur numai cu două labe și animalul greșit a spus:
Draga Aligru, tu ai reușit perfect pentru că ai avut curaj să spui că sunt defect. Animalele s-au reîntregit și animalul greșit a dispărut în văzduh. Între timp, Nigra, ajungând în junglă după ce a fugit de la maimuțe, se pomenește deodată înconjurată de pisici, ceea ce i s-a părut foarte ciudat. Le-a întrebat cine sunteți și le-au spus că aparțin unei împărătese numită Miorlana. Și una i-a și spus, și eu am fost tigruță, dar nu găsești că acum sunt mult mai drăguță? Sunt gingașă, am blană moale, precum vezi, visez smântână și miorlei împadiez. Iar alta i-a spus, eu mă numesc Pisoc Mărunt, spuse unul cu o îngâmpare, de parcă ar fi spus, sunt Frederic cel Mare. Eu sunt Mâța Fița, se alintă o roșcovană, lingându-și delicat o porțiune de blană. Eu mă numesc Motanul Descălțat și de această situațiune sunt nespus de încântat. Iar eu sunt Miții Piții cu ambiții și port un clopoțel în vârful codiții. Pe scurt, Ninigra a fost luată de pisici și dusă și ea în împărăția împărătesei Miorlana. Aligru între timp o caută disperat prin junglă și ajunge la o tufă cu bobițe roșii din care gustă de foame, după care amețește și are senzația că se prăbușește adânc, adânc și ajunge într-o peșteră. Și pe perete acestei peșteri e ca un fel de cinematograf. Pe un perete vede Framursul Polar de Cezar Petrescu, pe alt perete vede Sirena cea mică a lui Andersen și pe al treilea perete o vede chiar pe Ninigra înconjurată de pisici în împărăția Miorlanei și un copac negru în formă de I. Aligru începe să strige, Ninigra, rămâi, am să ajung la tine, dar imaginile se învălmășesc și el se trezește din nou la gura peșterii și își pune în gând, cu orice preț trebuie să pot găsi copacul în formă de I. Ninigra are o viață foarte chinuită acolo, în împărăția Miorlanei. Și să vă spun ce îi se întâmplă. Încă din primele zile, Ninigra a fost spălată cu neofalină și apă oxigenată. Și îi se decolorară dungile. Și apoi fu pusă la uscat pe 4 perne moi. De la 3 la 5 lua lecții de alintat și învăța vocabularul adecvat. Nu se spune lapte, se spune lăptic. Nu se spune piton, se spune pitic. Nu copac, ci copăcel și nu cerc, ci cercel. În loc de bot se zice botină, nu se zice fel, ci felină. Sau tot în loc de fel se zice felioară și în loc de pol se zice policioară. De la 6 la 7 învăța să toarcă amabil. De la 7 la 8 să toarcă formidabil. În sfârșit, trebuiau toate să fie duse la mezat și vândute, pentru că se pare că sunt destule cumpărătoare dornice să aibă alături făpturi lingușitoare. Din fericire, Aligru între timp ajunge în împărăția Miorlanei, dar din nefericire, pisicile fuseseră deja duse la Iarmaroc, unde urmau să fie vândute. Aligru ajunge la Iarmaroc și vede acolo un cort de mătasă albastru deschis pe care stă scris. Împărăteasa Miorlana prezintă aici ultimele ei modele de pisici, numite și pisicile model. Aligru încearcă să spuie lumii că sunt pisici falsificate, care nu trebuie cumpărate nici la grămadă și nici în rate. Dar Miorlana le scoate afară și spune, dacă ar fi adevărat, n-ai decât să-ți recunoști prietena. Dar apar 7 pisicuțe care toate sunt la fel. Noroc că deodată se auzi un strănut ascuțit și una din pisici declară, Haciu, am tigrăcit! Și atunci Aligru știe clar că e vorba de Ninigra, pentru că numai Ninigra vorbea atât de ciudat tigrește, o găsește și rămân împreună. Și acum, dragi copii, trecem la epilog. Pentru că Ninigra și Aligru, bineînțeles, s-au căsătorit și au avut, cum mi-au comunicat chiar ei, 10 tigri mititei, care s-au numit Costigră, Anigra și cred că și voi de acum încolo o să vă numiți Luminigra și Tigrin. Și ce s-a mai întâmplat cu copiii lor, voi povesti poate în volumul următor, căci iată, ca și pe plan uman, viața fiecărui tigru e un roman și iscălește Nina Casian.